Dar era noi ne împrumutam de la celelalte și nu mai ieșeam în față și ieșeam în spate, nu mai aveam niciun... Deci, câte vreme avem aici această organizare pentru scădere, ca și transport, pentru scădere, în clipa în care m-am împrumutat, văd aici mai de-al de nou în spate. Și dintre acei de-al de nou scăzut pe 1, 2, 3, 4 și mai departe, îți apare ordinea, scăzând un șir crescător, îți apare celălalt descrescător. Deci după ce te-ai împrumutat, repede vezi aici 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, și aici este 10. Da? Și scăzându-l obligatoriu pe B-ul sub forma asta, îți iese foarte bine. Iar cât privește adunarea, este clar că iarăși e toată treaba asigurată, pentru că ei sunt pe așa toate cifrele, nu? Deci aici sunt câte cifre și mai sunt 10? Nu mai sunt 10, sunt numai 9 cifre. Da? Numai 9. Da, sunt 9, B-ul e mai mic. Când e etapa a doua? Etapa a doua, aici în etapa a doua, stabilim că ai mai mare ca trei. Și fiindcă observăm completarea până la a 10-a cifră aici, B-ul trebuie să fie de forma, hai să spunem, R1, R2, R9, adică numai din 9 cifre. Numai din 9 cifre. Da. B-ul din 10 și B-ul din 9. 9. La acest moment începe problema să se rupă. Deci simți nevoia că din acest moment că A-ul trebuie să arate de forma 9, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, nu? 9 de 0 trebuie să aveți, da. Care te asigur 9 cu cei adunat cu celelalte 8 cifre. Așa, cu celelalte 9 cifre. Trebuie să arate de forma 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10. Poate trebuie să așeze chiar așa. Unul sub altul așa ca să... Așa. Și B-ul trebuie să arate de forma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 1. Și se termină obligatoriu tot cu 0, că ne face lucru. Tot cu 0, ca cifra de 0 să fie prezentă. Să avem asigurată. Da, să avem asigurată. Deci, din nou, ne-am plasat în o discuție care îmi place foarte tare, dar vreau să ne luăm din nou în dar. Să te apropiți de copilul meu. Da, să te apropiți de copilul meu, dar dacă ești atentă, eu chiar te tot invit, nu întâmplător, că frumusețea exercițiului te îndeamnă să participi cu adevărat, pentru că, dincolo de ce înseamnă subiect de clasa a 5-a, este... Asta e de olimpiadă, numai e. Olimpiadă. Și aici învățăm să judecăm, să emitem raționamente sănătoase. Scurt, era vorba de găsit. Întrebarea suna, există? Dacă era drăguț sau autorul, putea spune, putea să spune așa, dacă autorul era drăguț, spune, să știți că există două numere, găsiți. Da. Deci ca să ne împingă, să intrăm în problemă, să drăzim. Mai interesantă, există. Există, adică să te lasă pe două. Nu, te lasă, s-ar putea să existe, s-ar putea să nu existe. Și tu să fii pus în situația asta, oare cum să fac? Să le găsesc, ții la rând. Dacă spune găsiți. Sau să arăt, da. Dacă spune găsiți cele două numere. Dacă găsiți cele două numere care au calitatea asta, atunci găsești, muncești. Știi că găsești, este, dar... Iarăși trebuie să le găsești. Înseamnă există. Arătați dacă există. Iar în momentul care spune, oare există două numere care au calitatea asta, te băgat în ceață. A sporit dificultatea ieșiții. Tu gândești că poate să nu existe. Da, și da. Să nu existe. Te poți trecura pe culoare, o să nu existe. Cum, de fapt, m-am gândit eu să pot arăta că nu există. Dar când am văzut că aici poți să dă amândouă cifre și nu-ți dă număr impar, am zis, bă, e un picat ideea. Urma să mă întorc înapoi aici, să încep raționamentul. A
minus B să dea 10 cifre. Neapărea ta să fie din 10 cifre. Că dacă e din 8 cifre, nu poți să fie. Deci ai mai mare ca B. Da. Din 10 cifre... Rezultatul trebuie să fie număr din 10 cifre. Clar trebuie să dea, cum ai zis, descătutul să fie din... Deci 10 cifre, minim 10 cifre. Poți să fie fost și din 11 cifre. Exact. Puteți să fie, dar minim 10 cifre. Hai să rezumăm așa. Că să fie din 11 cifre și când la scădere, acolo se întâmplă chestia asta. Dar, mai analizând noi, că și adunarea trebuie să rămână tot la 10 cifre, pică ideea de a fi din 11 cifre de scăzutul. Că dacă el are din 11 cifre și eu îmi pun încă ceva, îmi vedea din 11. Deci iată că alegerea perfectă, clară, numai a din 10 cifre, din adunare și scădere vine. Deci am o clară 10 cifre. Deci scăderea mă trimite cel puțin 10. 10 adunarea am 10. 10, potolește-te, nu mai mult de 10. Stai liniștit. Dar e 11, o să obții 11. Dacă au din 11 la adunare, când ne pui, ai obții 11. Și stricată adunarea. Corect. Iată așa. Facem una, stricăm alta. Corect. Cum ai obținut-o acolo. Ai da? Când te duci la adunare, la scădere. Deci să dea seama că din nou nu mai da, de-aia din acum să vezi cât de frumos e raționamentul. După care, deci am stabilit că aui din 10 obligatoriu, da? În prima etapă, aui din 10 obligatoriu. Exact. E mai mare decât B. Și ai mai mare decât B. Bine, dar asta nu înseamnă că B-ul putea să fie din 10, când a zis mai mare decât B. Sigur că da. O primă observație este că B-ul trebuie să fie mai mic decât 10 cifre. Da, mai mic din 9 cifre, nu că a mai... Când puteți mai mic, mai mare decât B-ul. Nu, nu m-am referit la numărul cifrelor. Așa. Poate să fie au mai mare decât B-ul, tot din 10 și B-ul. Corect. Că până... Din 8 miliarde, puneam 8 miliarde și ceva. Așa. Deci, asta e foarte clar că... B-ul putea să fie toate aceleași lucruri. Exact. Dar noi venim cu precizarea că B-ul trebuie să fie din 9 cifre în etapa a doua. Da. De ce motiv venim cu 9 cifre? Care este speculația că B-ul trebuie să fie neapărat din 9 cifre și dacă nu e din 10? Dacă îl pun din 10 cifre, și pot să-l pun din 10 cifre, da, cu mai mic aici, să începe construcția asta cu 20 la capăt. Da? Să nu mișc mai încoace, să începe cu 20. Așa. În condițiile în care am prins așa, se întâmplă la adunare... Cu 20 la capăt? Mă gândesc așa, dacă... La să... Da. Deci, nu. La... Problema de care mă pun acum, dacă B-ul va fi tot din... Păi nu poate, eu dar nici să de nici la adunare. Deci nu vă spați, fii neapărat. Ia puneți 20 la capăt, să vedeți. Păi dacă l-am pus, l-am împins în fața aici și vine, da, adunarea numai de 10 cifre. Deci ca adunarea să dea de 10 cifre, B-ul trebuie să fie neapărat din maxim 8 cifre. 8 cifre. Deci pardon, maxim 9 cifre. 9 cifre. Deci 9 sau mai puțin. Și cele 9 cifre, care să fie prezente în componență la adunare, sunt acestea. Și nu oricum, și neapărat în ordinea descrescândă, pentru că la scădere trebuie să-mi dea aceleași cifre, numai așa. Și atunci mă obligă spre 0 aici. Construcția lui A, formată din 0 ori, cu B-ul de forma asta ca să-mi respecte adunarea, care și la scădere face aranjarea inversă, pentru că deci sunt mai de-al de... de-al de... zero. Acum, la scădere, la scădere sunt de-al de 9. Dar ce 9 sus, că face... Câte ai proporție, când scândul ăsta a scăzut, în ordine cum? Descrescătoare, va da, ordine 1, 2, 3, descrescătoare, și deci prezența este asigurată. E foarte, foarte, foarte tare chestiunea ta a raționamentului. Deci, 1. Lungimea lui A din 10 cifre. 2. Și cu cifra asta nouă, obligatoriu, din ce motiv am văzut noi acum din raționament, lungimea lui B să fie
din 9 cifre obligatorii. Așa că vedeți crescător, de la 8 încolo. Și asta așa, asigurate. Și ne asigură efectiv. Și să te lezi oamenii. Dar câtă dezbatere am până am ajuns la concluzia asta? Da? Mai așa, făcând lucruri și făcând de anumite chestii, reușim. Păi da, dar ne-am aflat în fața unui ghișiciu, așa cum am demarat, m-am încercat tot felul de chestii, abia acum am și hotărât că autorul ăsta a avut în vedere. Da, cum trebuie să gândești? Mă, cum mă gândesc? Așa, cum vrea? Ce vrea să obțină? Nu văd din 10 cifre, deci clar, încep să plec de aici. Deci, vezi, asta este superb. Și adunarea și scăderea tot din 10 cifre. Aceleași numere adunate și scăzute. Da, aceleași numere adunate și scăzute, tot din 10 cifre. Să dea numele, cifrele din sistemul decimal. Deci autorul a avut acest joc în minte, că după, în momentul scăderii transformă ăștia toți de ori 9, și scăzându-le așa... Vorbim cu 9, mi-asigură 8 și 9 mi-asigură 10, adică unde m-am împrumutat. Tocmai aici. 0 este prezent și la mea așa scădere. Și ăsta îmi face joc. Este super. O să mai facem. Trebuie să urăm din astea așa și să... Da. În toată discuția care o purtăm aici, putem să stăm numai cu negheșiți în față. Credeți-mă. Exact. Este atât de important să înțelegem ce este dincolo de cortină. Da. De ușa închisă a creșterii. Ne oprim aici, la revedere, cum am și spus, subiectele de tip olimpiadă nu au timp de rezolvare, vreau să spun. Exact, pentru că perioada de antrenament. Da. Deci în perioada de antrenament nu avem timp de rezolvare. Facem de altfel timp. Ca să ajungem să facem exact acela, trebuie antrenamentul acesta. Asta e. Trebuie să lucrăm mult, da, și să plecăm în gândire. Așa. Da. Așa. La revedere. Nu uitați de like și share. Urmăriți-ne. Nu știți ce pierdeți.